Le facem în ordine. În ordine, da? Da, am înțeles. Exercițiul 33, de la pagina 28. 33. De la 28. Da, 28. Se consideră intervalele mărginii de I și J. E I și J. Intervale mărginite. Da. Astfel încât. Intervale. Așa încât. I reunit cu J este interval. I reunit cu J. Este interval. Ce interval? Determinați valoarea de adevăr. Dar ce interval nu vreți? Este interval. E reunit cu J este interval. Bun. Interval. Egal. Interval. Determinați valoarea de adevăr a fiecăreia dintre propoziții. A fiecăreia dintre nu știu cum să citesc. Nu știu să citesc? Nu. Mai am iertați-mă. 28. 33 la 28. 33 la 28. E grav. Ce vrei să spun aici? Care? L, I, T, A. La nu, L. Este un lucru pe care o stabilit autorul ăsta, că nu l-am văzut. Deci, de la Angelin, mama, că am știut. Deci, ei, de unicuși... Este caracteristică, nu? Se refer la lungimea intervalului. Lungimea intervalului de unicuși, cel mai mic egal cu lungimea de I, reunit cu lungimea de I. Așa este lungimea, da? Așa este. Da. Așa zic, doamnă. Da. Lungimea intervalul I reunit cu J. Da. Deci am intrat. Lungimea lui I. E reunit cu J. Da. Mai mic egal, decât lungimea lui I plus lungimea lui J. Plus lungimea lui J. Și la B mic, dacă vreți să scriem. Da. Lungimea intervalului I intersectat cu J mai mică strip decât lungimea intervalului I. Așa. Trecăm de la J intersectat, E intersectat cu J. Da, să vedem ce înseamnă intervalul mărginit. Că... Așa e că închis. Se consideră intervalele mărginite I și J. Sunt mărginite. Mărginite. Da. Adică ai intervalul închis. Închis înseamnă, da? Adică am să rămâi de tipul intervalul minus 1, 3. Și pe J? Și pe J să dau intervalul 7, 10. Bun. Sunt astea două intervale închise? Da. Sunt mărginite, da. Sunt mărginite? Da. Da. Corect. Dar mai spune că I reunim cu J să fie interval. Tot interval. Mai păi pornim de la asta. Nu, nu este. Trebuie să fie acolo 3 închis, 10 dacă vrem. Este exact. Este un gol între 3 și 7. Ah, că n-ați... Da. Deci am luat special așa. Am înțeles. Că am dorit să mă atragă atenția că I reunim cu J trebuie să fie interval. Pentru asta, J ar trebui să plece de la 3 încolo. 3. Sau de la 1 mai mic decât 3. 2. De la 2. De la 2. Deci așa ceva, I reunit cu J, nu este interval. Este interval. Deci așa ceva, nu s-a zis și condiția de aici. Bun. Atunci am să iau pe I egal cu intervalul minus 1, 3. Iar J de la 2 la 10. Trebuie să fie începând de la 3, cel puțin, 3 sau de la mai mic decât 3. Da? Sau mai mic decât 3. Cum aș zice? 2,99 până la 10.
Da? De 99 până la 10. S-ar putea să rămâne de 0. Să luăm de la 0, ca să avem și intersecții. De la 0 să luăm, da? Da, ca să avem și intersecții. Bun. Sau de la 2 puteam să luăm, da. Este intersecție. Dar am vrut să vă spun că de la 3 sau mai puțin decât 3. Exact. De reuniunea îmi dă intervalul de la minus 1 la 10. Corect. Deci neapărat așa trebuie să fac. Și atunci, deci autorul ce ne spune? Că în clipa în care luăm pe al doilea interval, trebuie să avem grijă ca capătul din stânga al intervalului să fie mai mic decât, mai mic sau egal cu capătul din dreapta. Corect. Că atunci am mai urmă. Dar să fie mai mic sau egal, da? Putea să fie chiar mai mic, minus 2, până la 10. Ăsta este spusându-se în interior. Da. Că tot intervalul este, da? Și am fi intersecția literală, e un codeț pe astea. Corect. Bun. Păi să luăm mai multe situații, ca să înțelegeți voi foarte bine. Să luăm de la 2 la 10. Da? 2, 10. Atunci, I reunit cu J este în ziua asta. Este lungimea lui J. Nu. Cine e reuniunea așa? De la minus 1, nu de la 2. Nu reuniunea, de la minus 1 la 10. La minus 1 la 10. Și la minus 1 la 10. Este interval. Deci egal cu intervalul închis, minus 1, 10. Bun. Ei, acum, pe modelul ăsta să traducem chestiunea. Lungimea reuniunii, deci lungimea lui I reunit cu J, cât ar fi? Sau vedem, lungimea lui I reunit cu J de la 10 până la minus 1, De 11. Pentru că din 10 scădem minus 1. 10 minus minus 1 face 11. Și deci lungimea? Dacă ar fi... Intervalul. De la 0 la 10, 10, 1, nimic, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și minus 1 aici, lungimea acestui interval este de 11. Deci egal cu 11. Bun. Lungimea fiecăruia în parte, el de I, lungimea lui I. Egală cu, ia scădea. De la cât la cât? De la minus 1 la 3, cât e? De la minus 1 la 3? Da. 3 plus 1 plus 1, nu? E 3. Am dat numările acolo, mă. 4. De la minus 1 la 3, cât e intervalul? 5. 1, 2, 3, 4, nu am unde pe 5. Minus 1, 1 0, 1, 2, 3. Dar unde e primul 1? Segmentele în care. Segmentele la 1, 2, 2 3, 3, 4. Eu și-o arăta de un profesor pe axă. Bine. Deci lungimea lui I este de 4. Lungimea lui J este? A lui J. De la 2 la 10. Numai 2 la 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adică 10 scăzut la ei. 8. Și atunci, iată că A spune așa. Lungimea lui I reunit cu J este cât? I reunit cu J egal cu 11, 9, da, nu? Da. Dimenic egal de cât? 8 plus 4. Corect, și corect, e mai mic. 4 plus 8. Da, nu zice că e egal, deci e mai mic. Mai mic sau egal? Da. Când este egal? Hai să vedem situația de egal. Când... Să vedem mai situația când e egal. Când n-am luat un capăt... Când am zis acolo că e 30. Așa. Deci dacă luăm situația I egal cu minus 1, 3 și J egal cu 3, 10. Atunci ar fi egal. Atunci apare egalitate, că aici lungimea lui I este egal cu... Tot 4, nu? 4. Lungimea lui J... E 7. Sau cât e... De la 3 la 10. De la 2 la 10 a fost... E 7. E 7. Da. Da. Și
Lungimea lui J. Iar lungimea, lungimea lui I reunit, I reunit cu J. Că I reunit cu J îți face de la minus 1 la 10. Corect. 11. Face 11. Am făcut. Și atunci e egal. Atunci e egalitate. 7 și 4 face da. Deci, vedeți? Eu am spus mai mic. Egal. Sau cel mult odată e egal. Sau vedeți, poate luați capătul, nu vă duceți, nu-l ducem. Da. Nu. Când luați capătul, e egal. Da. Când vă duceți în interior, e mai mic tot. E mai mic tot timpul, corect. Da. Este o zonă de intersecție. Aceea se măsoară de două ori. La I se măsoară individual, la J individual, iar la reuniune, acea lungime de două ori, procesul de intersecție, ca să înțelegeți așa. De aici până aici este primul interval și de aici până aici este al doilea interval cu J. Ei, când iau, iau de la I la J, I reune cu J, iau aici plus și plus. Când iau I lungimea lui reune cu lungimea lui J, practic ăsta de două ori este prins. Odată este prins în I, odată este prins în, și în J. Și de aceea, fiindcă real de două ori, face ca lungimea să fie mai mare. Să fie mai mare, când există intersecție. Dacă nu există intersecții, ci se pleacă din chiar din capăt, atunci e egalitate. Bun. Întrebarea mea este, e așa pe listă mătății, pentru un exemplu? Păi nu. În momentul în care am arătat prin exemplu acesta... Da, e rezolvat. Bun. Perfect. Și am arătat exact ce se întâmplă, am arătat și când e egalul, deci... Deci perfect cu un exemplu. Da, da, da. Un exemplu s-a înțeles ce anume s-a dorit acolo. Bun. Acum să facem de lungimea lui I intersectat cu J, da. Care este, nu? I intersectat cu J. I intersectat cu J. Care e intervalul, domnul profesor, la studiu? Păi să existe interval. Păi să luăm ăla. Să existe intersecția aici. Acolo, acolo, acolo. Da. Să am intersecție. Ia să vedem, e intersectat cu J copii, e 2, 3? Închis. 2, 3 închis? Da. Ia să vedem. Ce mă, 2, 3? E intersectat cu J. I intersectat cu J. Dar nu se zice asta, 2, 3, 3. Este porțiunea comună, cum 2 este aici. 3 este dincolo. Dincolo, deci porțiunea aceea, 2, 3. Adică, uite, I-ul vine de la minus 1 până la 3. Da. Asta e I-ul. Iar J-ul începe de la 2, parcă. Da, 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 de la 2 la 10. Așa. Porțiunea comună asta este. 2, 3, corect. Da, 2, 3. Și zicem, I intersectat cu J este intervalul închis 2, 3, da? Bun. Și să arătăm că lungimea acestuia, de cât este? Și egal cu lui I intersectat cu J. Să-l pun. Un segment. Egal cu 1. Corect. Asta e lungimea lui. Un segment. Da? E mai mică decât lungimea lui I. E normal. Sigur că da. Normal. Deci, porțiunea din interiorul său e mai mică decât el în totalitate. Strict mai mică. Corect. Da, da. Adevărat. Mic decât lungimea lui I. Adevărat. Da. Care este cazul nostru ca model? 4. Ca și mai spune, nu ne-am indicat 4. Interesant. Dacă este porțiunea de intersecție, este pusă în ambele. Eu aș spune că e mai mică și cât decât lungimea lui J. Da, normal că e și mică. Da? Da. Deci, porțiunea de intersecție e mai mică decât pe fiecare parte luată. Corect. Lungimea lui sau lungimea lui J. Corect. Normal. Exercițiul 34, de la pagina 28. 34, de la 28. Deci am făcut-o așa. Am făcut-o materializată concret dintr-un exemplu, ca să-ți înțeleagă ce înseamnă că reuniunea este tot un interval. Dacă nu făceam așa, nu înțelegeați ce înseamnă reuniunea două intervale juncte, este o reuniune, nu mai este un interval. Și atunci autorul a spus, ai intersecții sau nu ai? Închideți așa. Da.
Da, așa fel încât asta să dea interval. Da. Interval. Este foarte important. Da. Observați aceea. Scrieți ca interval, sau reuniune de intervale, mulțimile. Deci scrieți ca interval, în paranteză, sau reuniune de intervale, mulțimile. Da. Deci scrieți ca interval. Sau reuniune de intervale. Sau reuniune de intervale. Reuniune de intervale. Mulțime. A mare este egal cu... Da, a mare este egal cu tot și linier, cu proprietatea, modul din 1 minus x, mai mic e 1 minus x, mai mic e egal ca vezi. Da. Deci ca interval sau ca reuniune de interval. Să avem 1 minus x, ba, de poate să fie de la zi. Deci, luăm de o parte și spunem, traducem, modul din 1 minus x mai mic egal decât 2 este echivalent în scriere cu? Cu x... Nu, toată expresia. 1 minus x mai mic... Să fie cuprinsă între... Cuprins mai mic egal decât minus 2 și mai mic egal decât 2. Deci poate vă gândiți spune așa, minus 2, adică pe minus 2, mai mic egal decât 1 minus x și mai mic egal decât 2, o scădem în 1 și o să rezulte minus a și să rezulte minus mai mic egal decât minus... decât x și mai mic egal... Mai mic egal decât? Minus, minus x și mai mic egal decât 1. Și x, adunăm 1. Eu zic că facem ori minus 1, schimb inegalitatea. Deci înmulțim cu minus 1? Da. Înmulțim tot cirul inegalități cu minus 1. Ca să scăpăm de minus x, adică. Da. Și devine. 3 mai mare egal decât minus x. 3 mai mare egal decât minus. Decât mai mare egal decât 1. Decât minus 1. Și atunci x este intervalul deschis 3 minus 1. Minus 1, 3. Echivalent, va spune că x aparține intervalului de la minus 1. Nu-i bine 3 minus 1? Da, da, da. Bine, da. Păi da. Da. La minus 1. Da. De la minus 1 la 3. Deci x aparține intervalul minus 1, 3, 7, da? Mulțumim, da! Deci a mare, egal cu, acum spunem, egal cu minus 1, 3. B mare. Da. Mulțimea B mare, tot x și din el, cu proprietatea, modul din 2x minus 5, 2x minus 5, mai mare, strict ca 6. Opa, deci deschis. Adică 2x minus, bă, nu, minus 6 trebuie să fie mai mare decât 2x minus 5, mai mare decât 6. Scădem, adunăm un 5 la membri și o să... Nu, să clarificăm aici, cum se traduce asta. Deci m-ar interesa, adică să spui modul din x mai mare ca 3, echivalent cu... Poate să fie de la mulțimea... 6 Nu, de exemplu care l-a luat un profesor. X poate să fie de la 3 deschis, nu, de la 3 deschis până la plus infinit, intersectat cu minus 3 până la minus infinit. Nu intersectat. Inclus. Reunit. Da. Asta e. Mai, dacă modul din X mai mic, adică contrarul ăsta, mai mic decât 3, înseamnă că x-ul este între minus 3 și 3. Minus 3 și 3. Adică înseamnă că x-ul aparține intervalului minus 3 și 3. Celălalt care e mai mare înseamnă că rămâne în afară. Pe altfel spus, pe axa rea, aici este, aici este minus 3. Și aici este 3.
Când am zis modul din X mai mic a 3, este zona asta. Modul din X mai mic a 3. E vorba de faptul că X-ul e cu 3. Dacă spun mai mare, înseamnă partea cealaltă. Înseamnă aici și partea asta. Deci, pentru modul din X mai mare ca 3, echivale cu X-ii care aparțin de la minus infinit la minus 3, că celelalte erau pentru mai mic. De la minus infinit la X-ii aparțin de la minus infinit la minus 3, reunit cu... De la 3 la plus infinit. La 3 la plus infinit. Deci este vorba de, de uniune din de afară. Înseamnă că acolo, fie mai mare. Atunci, acolo. Acum, hai să luăm pentru noi. Modul din 2x minus 5 mai mare ca 6. Da. O să fie că 2x minus 5. Să o luăm ușor. Înseamnă că 2x minus 5 mai mare ca 6, adică zona aceea, și totodată de bine 2x minus 5 mai mic ca minus 6. Că în loc de 3, cine joacă acum? Cine joacă? Ești în loc? Cine joacă? 6. 6. Ce scriem asta? 2. Deci echivale. Minus 6. Poate spune că două situații. Da. Aici două. 2x minus 5. Deci 2x minus 5 e cuprins între... Ba nu. Minus 6 e mai mare decât 2x minus 5 mai mare decât 6. Nu mai putem da simultan. Deci 2x minus 5 e mai mare ca 6, ori la fel. Și tot 2x minus 5, nu în același timp, e mai mic ca 6. Deci ne ducem pe partea exterioară a lui 6 și lui 6. Deci adică 2x minus 5 mai mare ca 6, este de fapt ca spune că atunci când e pozitiv, înseamnă 2x minus 5 e mai mare ca 6, sau, când e negativ, 2x minus 5 e mai mic ca minus 6. Și acum, sau între ele, da? Bun și ăsta, bun și ăsta. Echivalent. Deci sau echivalent. Echivalent. Poate zice că, acolo, adunăm în ambii membri un 5. Voi de asta 8 da, aș fi zice de 5 și dincolo. Da. 2x mai mare ca... ca 11. Adică x mai mare ca 11 pe 2 echivale cu x aparține, dacă e mai mare, de acolo începe. Da. X aparține la 11 pe 2 la plus 5. Corect. Mai e o încălătate. Nu, nu. Ai urmărit? Da. Da. Deci faptul că e mai mare ca 6 înseamnă că atunci când e pozitiv rămâne 2x minus 5 mai mare ca 6. Iar când e negativ înseamnă 2x minus 5 mai mic ca minus 6. Adică echivalentul care aici este 6, 6 și atunci am o dat 2x minus 5 dincolo de 6. Și altă dată mai mică, minus 6. E bine, și una și alta sunt bune. De ce ne-am spus cu sau? Prima lucrată mă duce la X, aparține la 11 pe 1. Și a plus infinit și a doua? Da, și a doua, 2X, 2X, minus 5, mai mic. Deci mai mic. Nu, adunăm un 5, sau o duce în partea de-a dată. Pe 5 îl ducem. Minus 1. 2x mai mic. Minus 1, decât minus 1. Mai mic ca minus 1. Adică echivale. X mai mic. X mai mic decât minus 1 pe 2. Mai mic decât minus 1 pe 2. Adică echivale. Ori și mai mic decât minus 1 pe 2 la minus infinit. La minus 1 pe 2. X aparține de la minus infinit la minus 1 pe 2. Și acum răspunsul corect. La B va fi așa. X aparține bun și primul, împreună și cu cel de-al doilea. X va fi de la
Minus infinit la minusul pe de să dăm pe ordine. Minus infinit la minusul pe de voi. Reunit. Cu 11 pe 2 la plus infinit. Asta e răspunsul la mine. Mai rea o dată. Deci la... A fost vorba să găsim pe toți ieșii. Pe care dacă îi locuim aici și facem modulul, să fie mai mic ca 2. Luați-vă orice x de zona asta, dintre minusul și 3. Vedeți că adevărat. Hai să luăm 1 minus 0, face 1. Modul din 1, face 1. Care mai mic ca 2. Să luăm pe 2. Care se află? Minus 1 mai mic ca 2. Face minus, modul din minus 1 face 1. Care mai mic ca 2. Deci am găsit o treabă, am făcut un lucru corect, am să vă spun. O treabă de ștate. Însă, o treabă de ștate, cum obișnuiesc să spun. Ei bine, a traduce modul de ceva mai mic decât, atenție, numai la mai mic decât, înseamnă a cere ca acea expresie dintre bare, ea, să fie cuprinsă între minus cât o fie aici până acolo. Da. Când e mai mic. Când e mai mic. Bun. Când e mai mare. Se schimbă lucrurile. Se schimbă lucrurile. Adică e zona complementară. A ceea ce știam când, pentru mai mic. Uh-huh. Pentru mai mic era când expresia, însemna expresia între cele două numere. Da. Și apoi e în afară. E în afară zonii. Așa. În afară zonii înseamnă la minus infinit până la minus 2. Și la 2 la plus infinit. Exact. Recolați. Recolați la Miruna. Miruna. E darnică. Da? Aici, aici, te rog să nu fie. Da, fiți greșită. Da, fiți greșită. În cazul de față, mai mare ca 6, da? Mai mare ca 6, înseamnă partea nu dintre minus 6 și 6, ci partea din exterior. Adică, dincolo de 6 și în stânga la minus 6. Minus 6. Adică de la minus infinit până la... Exact. De la minus infinit la minus 6. Cât am găsit noi acolo, da. Că l-am lucrat. Și am găsit... Și de la 6 încolo. Păi. Bine, că noi lucrând la 6, poate să ne dați la 6. Da. Care e echivalent acestea. Corect. Dar bun și asta, că ambele zone se pun, de acele le reunim. Deci de acele reuniți, și una și bun și cealaltă, nu intersectă, de reuniți, complementar înseamnă fie aici este, fie în partea asta. Aha, și le reunim, deci dacă îi stau între ele, le luăm pe amândouă în cap. Sigur că da, că eu sunt foarte fericit că am asta sau cealaltă. Bună și asta, bună dacă și cealaltă. Dacă găsești în asta, găsești în asta, poți să găsești. Sigur că da, nu, dar găsesc obligatoriu și asta și asta. Și în asta și în asta. Mie îmi spune așa, să știi că tu ești fericit dacă te duci fie în zona asta, fie în zona cealaltă. Toate te satisfac, toate îți creează o stare de bine. Toate elemente. Și acum să ne convinim. Să luăm de aici, din zona asta. Corect, fie să luăm. Să luăm din... Din zona asta, minus 2. Minus 1, minus 1 pe 2, da? Da. De minus 1. Minus 2. Minus 2, cum vrei? Minus 2, care zici tu? Minus 2. 2 ori minus 2. Minus 4, minus 4, minus 5, minus 9, 9. 9, e mai, mai mare ca e mai mare. Da. Corect. Și chiar dacă luam pe minus 1, mai mare. Era minus 2, minus 5, minus 7, modul din minus 7. 7, 7 e mai mare ca 6, corect. Bun. Luăm din zona cealaltă. Din zona cealaltă. Da. Vrem de la 6. De la 11 pe 2, care este 5 pe 5. Da, 6, 6, 6. 6, 2 ori 6, 18. 2 ori 6, 12. 12 minus 5, îți opusit, domnul profesor. Da, da. 12 minus 5, 7. Deci, vedeți că am găsit ce trebuie. Exact. Dacă luăm pe asta, era jumătate din punctaș. Corect. Deci, de aceea... Am pus acolo sau și mă gândeam că știți că la sau nu-i ca la și obligatoriu, la când o concomitent. Păi nu, era o poveste, acolo m-am făcut. Da, corect, da. La și înseamnă să fie și una și cealaltă. Da. Atunci căutăm pe una, porțiunea comună, pe una intersecție o dată. Ah, intersecție. Și aici am reunit. La sau înseamnă că fie ăștia ori, fie ăștia de zona asta, fie cealaltă, tot bucurie pentru mine. Da.
Corect. Și eu trebuie să am mulțumirea că iau pe toți. Că doar asta mi-a cerut, să iau pe toți. Corect. Jumătate din problemă. Și din el, corect. Da? Și el înseamnă minus infinit plus infinit. Așa, așa. Corect. Așa că, noutatea a fost să rezolvăm aceste ecuații. Da, o să mai facem, da. Și aceste opoziții și au și demul pentru uite și de asta. Ei și eu sunt și nu să se că a început de la patru. Ce? Dar nu ne oprim aici și Adi să nu uită. Și să facem și de la celălalt. Așa. Păi da, mama, dar am zis că lucrăm de la 3 stele, tot și le luăm la rând. Păi a compusit. Păi și moduli. Și moduli. Păi asta, aici suntem. Când începem să înțelegem foarte bine, vedeți cu cât înaintăm în exact, dar am zis chestia asta mai mare, care nu era clar. Sigur că da. Ei, da. Da. Hai, da. Dar noi era nouă. Puteți minu, era. Celor care urmărim, că eu când stau de vorbă cu voi, nici o clipă nu scap din vedere pe toți cei care ne-au privit despre poza. Și mă întorc și spun de fiecare dată. Aveți grijă că facem altceva decât obișnuit. Corect. Ceea ce faceți voi aici trebuie luat acasă, ori de câte ori ai șansa să o faci. Când există o fereastră, este extraordinar. Nu dați să descoperim plăcerea asta. Ca să vedeți întreaga discuție, că aici nu vă, voi, din vorbele mele, poate prindeți 30%. Și pe caietel nu poți să scrii totul. Așa s-a întâmplat totdeauna la meditații, ca să te întorci de acolo cu mai nimic. Doar câteva idei, dacă ești atent. Dar cât ai, câte vreme ai filmul și îl pui o dată, de două, de șapte ori, până când îți înțelegi tot. E altceva. Două teste, vă duc la doar. Una la asta și una deci, urmează. Aceasta este revoluția care o produc eu. Intervalul e mier. Deci încerc, da? Da, intervalul e mier. Da. Aici, ecuații și inecuații cu moduri. Corect. Asta a făcut. Asta este peste da, ecuațiile da, cu moduri. Și intervalele. Intervalele de așa. Da, exact. Aplicați. Mulțim. Mulțim, aplicați. Mulțim. Mulțim de numere văzute ca intervale. Sau intervale ca mulțumim de noi și în cazul chestii asta vă zic. Hai, aduceți. Adi. La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe Prof. Ran și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Măi, cel mai esențial, cel mai important lucru din cursul zilei este să nu uitați like și share. Asta e important. La revedere. La revedere.